Cele două parcări subterane moderne pun la dispoziția sucevenilor 162 de locuri de parcare gratuite în una dintre cele mai aglomerate zone din municipiul Reședință de Județ. Cu toate că au trecut deja 10 luni de la darea în funcțiune a celor două parcări, conducătorii auto parcă tot nu le văd. Este ora 11, o oră la care traficul din municipiul Reședință de Județ este intens, însă capacitatea parcării numărul 1 din centrul municipiului este la jumătatea potențialului său. De ce se întâmplă acest lucru? Ei bine, răspunsul este din comoditatea conducătorilor auto care preferă să parcheze haotic în loc să vină aici, în parcarea subterană. Parcajele subterane se împline ochii doar când pe esplanadele din fața Casei de Cultură a municipiului au loc diferite evenimente sau atunci când au loc întâlniri la Consiliul Județean. În rest, șoferii parchează tot pe unde știu. În general se ocupă 100, în timp ce sunt ședințe la Casa de Cultură, la Consiliul Județean, parcarea este plină, dar în general nu este plină. Din comunitate se parchează asupra, lângă bancă, e mai ușor, să le este greu, cred că să vie, deci vă scopoare să urce sus. De ce credeți că se întâmplă lucrul acesta în condițiile în care parcarea aceasta este gratuită? Neglijentate, așa este românul, cred. Da, așa este românul. Din grabă, neglijență sau nepăsare, conducătorii auto încă mai parchează pe benzile de mers, în sensurile giratorii și în zonele interzise. Astfel, semnele și marcajele de circulație nu mai au nicio relevanță. Atunci când se caută un loc de parcare, totul este permis. Deși conform prevederilor codului rutier, în această zonă staționarea este strict interzisă, începând de la acest semn, putem vedea că foarte mulți conducători auto încă parchează pe interzis, la o distanță de aproximativ 200-300 de metri de parcarea subterană. Pentru a eficientiza și exploata această investiție majoră, municipalitatea suceveană vine cu o nouă idee. Primarul Ion Lungu a declarat că s-a gândit să transforme parcările din jurul parcărilor subterane în parcări cu plată. În acest mod, conducătorii auto își vor parca mașinile în mod regulamentar în parcările special amenajate. Avem suficient de cazuri și aici, în primul rând, în zona centrală, unde încercăm mai multe variante. Acum gândim la o altă strategie, să facem și parcări cu plată, să-i determinăm pe oameni să intre în parcările subterane. Am vrut să mergem pe altă variantă, să-i amendăm pe cei care parchează ilegal. Suntem la o discuție pe această temă, să vedem exact cum putem face, pentru că avem și lipsă de personal, vedem ori externalizăm activitatea, în așa fel încât să putem determina oamenii, deci dacă vom face parcări cu plată în jurul parcărilor subterane, îi vom obliga într-un fel sau altul să intre în parcări și numai acolo. Amenajarea celor două parcări subterane a costat aproximativ 10 milioane de euro, din care 8 milioane de euro au fost bani obținuți din fonduri europene, iar 2 milioane de euro au constituit contribuția proprie a primăriei Suceava. Înainte de începerea proiectului de amenajare a parcărilor subterane, au fost realizate și lucrări de consolidare a zonei în valoare de aproape 2 milioane de euro.